Utilajele pentru dezăpezire au acționat la foc continuu pe drumul național care duce spre stațiune, dar și pe drumurile laterale din Rânca. Cum se circulă? Binișor, jos, la sus, mai greu. Unii turiști au venit pregătiți. Au avut lopeți și lanțuri antiderapante care să-i ajute să urce la cabane. Pregătiți cu lopeți? Cu lopeți, cu lanțuri, cu tot ce prevede. Cum a fost drumul până? Foarte bun. Am avut un șofer, patronul. Nu, un domn deosebit. A fost foarte bine. Cei de la drumul și-au făcut datoria și sperăm să și-o facă în continuare. În zona de munte a județului Gorj a fost cod galben de ninsori și vânt puternic. S-a depus un strat nou de zăpadă care atinge deja o jumătate de metru.